Aleo, Madalini! Păi este ireal. Eu dormeam, da? Ce s-a întâmplat aici? Eu nu știu cum am fi. Păi da, mă, dar e... Am sărit direct pe geam, ce cum ori pe geam. Băi, este ireal. Eu dormeam, da? Și eu dormeam. Gen, ca ideea... Tu l-ai auzit? Nu, m-a venit... Că zic cum așa mi-a zis, ca ideea a venit cu atâta putere, încât o împins și mașina mea. Gen, mașina mea era parcată drept. Da. Tu ai casco la ea? Casco. Dar mie mi-a luat doar... Eu nu știu cum o împins. Păi da, mă, dar e... Păi, dacă am împins-o în jantă, asta nu se vede în jantă. Ok, deci se pare că este o nebunie totală. Fraților, voi vedeți alea că ce s-a întâmplat ca idei. Mașina mea era dreaptă, da? Băi, deci iertați-mă că am freza asta. Eu dormeam ca idei, eram în pat. Da. Dormeam așa bine și odată vine Andrada la mine și face mașina, atâta, bă, din mașina. Bine, am sărit direct pe geam și când mă uit pe geam, îmi văd mașina strâmbă. Mamă, m-a luat aiurea, uitați-vă alea ce acolo. Mergem acolo, vedem câteva detalii și după vă povestesc eu mai mult. Deci ca idei, fraților. Snic știi să fac o parcare dreaptă, da? Snic avea mașina dreaptă. Ăsta e Mustangul Mădălin, vede, și era o, am fost împins de aici, tu mă acolo. Și mi-a împins și mașina mea, frate. Dă un pic mai în spate să-ți dau o veste proastă. Pentru oamenii ce te urmăresc și sunt sigur că știu, omul care te-a lovit este asigurat la Euroins. Nu știu ce înseamnă. Firma de asigurări care tocmai a intrat în faliment. Nu uitați să lăsați un like, să avem și noi bani să ne reparăm mașina singuri. Ca aparent nu ne-o repară nimeni. Hai mă, asta e pe bune. Nu știu care erau șansele veri, dar din tot cartierul ăsta, din tot cartierul ăsta se întâmplă exact aici. Exact aici, veri. Casa lui Mădălin, casa mea, mașina lui, mă rog, fosta mașina lui Mădălin, mașina mea. Bine că n-am mers vreo 4 locuri mai încolo, că era... Nu știu cum erai dacă îți atingea ție șeptarul acum, da. Cine ți-a lovit asta și de unde? Nu știu, veri. Ce cu partea asta? Ce ca aici, uite, se vede... Asta a venit, a dat înapoi după aia. Veri, se muță o mașină așa de... Bă, două dar toni e mare ceva. Asta, e mare asta. Are 2 toni și ceva, veri, eu nu știu cum e posibil. Mașină bună, aparent. Dacă omul meu a intrat cu golful în două mașini, înseamnă că... cred că am făcut rată degeaba la asta. Da, dar se vede că e strâmbă. E strâmbă roata. Maa... În primul rând, e învârtit volanul, știi? Da. Asta o să fie problema. Că nu au fost... Nu sunt doi șoferi implicați în accident. Ce gen de... Păi asta e problema. Că nu se aplică RCA în cazul ăsta. Care-i treaba cu volvanul? Mergem la poliție să dăm o declarație. Și acum încercăm să-i... Dai cu pixul. Să văd acum mai știu să scriu. O să merg cu zbâr până la poliție să dau declarație. Că eu nu mai pot să mut mașina. Am roata strâmbă rău. Mi-o fi lovit brațul de jos. Eu știu cum s-o strâmba, că e strâmbă și așa și așa. Treaba-i că nu pot să mai merg cu mașina. Da. Este... Bine, nu mă spui, slavă Domnului că este teafă romul, că putea să nu fie, că direct pe partea lui o lovit-o. Aleu, Mădălini! Bă, deci cred că plângea inima în mine. Trage de cablă. Op! Mă dau un col, așa se desfăcu. Manual. E real așa ceva. Balcanic. Bă, dar Mihai Schela cum suri mașina asta să fac. Băi, era construit-o, bă, că știe toate să se desface. Dacă am și eu o problemă, m-a ajuns pe mine, de acum. Ăștia au lovit oamenii greșiți, bă, ăștia nu știu că noi profităm de orice situații. Bagă-i-le în burlă. Hai de puii mei. Da, dar n-ai ce să-i faci, că altfel nu putem ieși. Aleu, Mădălini! Doamne, măi, culița mea. Bine că toată lumea e teafără, dar tot plângeam, ești prost? Da, da. Bro, ia stai să te am plac. Cold start. Vecinii de acum. Bine, evacuarea. Bă, să încerc oare să văd dacă pot să o îndrept un pic pe-a mea? Oricum mi se pare science fiction că am mutat-o atât așa strâmbată. Da, mă, este ireal. Și mașină de 2 tone 100. E bine. Poți chiar mai în spate. Ești bine? Nu mai. Mamă, tu ce ciudat se simte. Îmi imaginez. O grămadă de plastice sub mașina ta. Care șansele să mai intre una? Doamne ferește. Tu vezi pe cam, deci vezi pe camera mașinii că e strâmbă roata, ești prost. Da, eu da, când s-o duci la repară, dar știu cu platforma. Bă, ce-i drept dacă așa arată lui și așa arată Ford-ul, nu știu ce să zic. La asta e mai scumpă daura decât la asta, seama. Da, mă, dar se vede. Mamă, stai, acum îmi dau seama că e și așa într-o parte, da. A, uite urma de la cum s-o...
Mișca cauciucul gen. Văd. Dar ești curios dacă îți schimbă și janta. Uite, mi-a zis ăștia de la Volvo că am asistență rutieră. În caz de ceva se sun. Vezi că ăștia de la Volvo au melodii mișto. Alo? Ștefanie este numele meu. Cu ce informații putem să vă ajut? Bună ziua. Care este treaba? Mi-a fost lovit în mașina în parcare și mi s-o cam strâmbat roata dreaptă. Ați cumpărat mașina, da? Da, eu am primit un mail că am asistență rutieră de a vă suna să vă întreb dacă e adevărat. Da, păi, credeți-mă că m-a luat un pic inima, n-am să vă mint. Că abia am luat-o, știți, era mai dream car, cum s-ar spune. Și acum să văd așa, până la ce oră sunteți, ca să știu când ajung de la poliție. Non-stop. Non-stop? Da. Cel mai bine, doamnă, vă mulțumesc mult de tot. Vă sun eu atunci mai acușat, se poate? Ca idee, acum vreo două săptămâni primesc un mail că aveți asistență de la Volvo 24. Zic, ia uite, mi-a dat ăștia. Oare când o să o folosesc vreodată? Vere, două săptămâni mai încolo. Maxim două săptămâni. Alo, bună ziua, așa aveam și eu nevoie de... Bă, faină faza asta. Faină de la Volvo, vrei să ne minți? Dar ce, nu-i la toate așa? Habar n-am. Dacă-s noi? Păi tu la așteptare n-ai? Eu știu că am dus-o cu platforma. Platforma? Da. Alta e când dai un ban, stai în Volvo. Ai bani și stai în față, da. Mă, cam doare acum, știi? Nu uitați să lăsați un like. Mă, mai face noi 2 milioane de abonați, mă. Link-ul de la Twitch în descriere. Patreon-ul. Revolut. PayPal, Paysafe. Chiar lăsați acolo un comentariu, citesc toate comentariile, îți dau inimă care mașină crediți că o să coste mai mult, a mea sau lui Mădălin să fie reparată, și care crediți că este suma pe care o să o dăm la Volvo. Bine, nu o să o dăm, sperăm, dar care o să fie proces de constatare cât o să coste. Eu citesc toate comentariile și dau inimă cu lacrimi în ochi. Întreabă-mă, cum a fost? Tu cum te-ai trezit? Că noi am trezit foarte nasol. Deci, eu dormeam, da? Stăteam în pas și dormeam. Care e ideea? I-am spus iubitei mele, dacă vreodată se întâmplă ceva, să îmi spună frumos de mașină. Pentru că eu țin foarte mult la mașina mea pe care abia am achiziționat-o. Da. Eu dormeam și dintr-o dată, na, s-au din casă, mașina! M-am trezit, eu n-am știut dacă e mașina, mi-am ridicat, adică nu am mai făcut mașina, m-am dus direct. Te-ai îmbrăcat direct? Ce să mă, eram în chiloți, n-ai văzut că eram direct, am plecat în chiloți, în picioarele goale, deci eram cu tălpile, eram direct pe farul lui Mădălin, pe toate astea. Tu cum l-ai trezit pe, sau tu? Nu, a venit maica mea, a bătut. Vine maica mea, mă sună, nu înțeleg, dă-o asta să mă uit. Mașina l-a stat. Ies afară și văd că aveau ăștia o macara acolo. Era gen, bă, ce de dură cu macaraua în mașini? Ce? Uite ce mi-a zis Mădălin. Mă mir cum de nu le-ai împărțit ciocanii din ăla din pot. Ideea e că ne-am uitat mai atent pe golful ăla și are o urmă de cap exact aici, frate. Gen, omul a dat cu capul în parbriz. Eu n-am văzut asta. Da, mergem la poliție acum. La poliția voluntari. Să luăm o declarație, să dăm o declarație și ce să mai facem. Să iau, ce să ia de acolo? Proces de constatare, de... Da, să-ți dea un proces verbal și o autorizație de reparație. Așa, autorizație de reparație. Să poți să-ți repari mașina, că nu ți-o primește în serviciu. Am ajuns la poliția voluntari. Pare rău că vorbesc tare, că am atrag atenția, dar așa sunt eu țăran când văd o cameră, trebuie să vorbesc tare. Și mergem, cum v-am zis, să facem, să dăm o declarație și să luăm un autorizație de reparații. La 5 vin ăștia de la Volvo să ne ia mașina. Și sperăm este să ne dea o mașină provizorie. Ăștia de la Volvo. Bună, frumos. Nu știu dacă o să avem voie să filmăm la poliție, dar vă țin eu la curent, poate cu telefonul. Da. Cam asta e treaba. O venim să dea peste amicul de aici. Trebuie să vină imediat și la mine, cam în jumătate de oră. Deci uitați aici, frate. Efectiv, să zic, îi spar pe interior. O dat omul meu cu capul direct în parbriz, ești nebun la cap. Și chestia e că o zic că era doar unul, al doilea au fi plecat și-o spar capul. Ia, găsești sticli pe jos, pe aici. Ia bă, Mădălin. O venit ăștia cu tractarea, nu pot să de cred. Acolo pat. Te pop, șefule, sănătate. Hai și noi, baby, după mașină. După mașina roz este un Volvo. Volvo la alta asta. Asta, mulțumesc. Hai, vin. Hai, nu stăm pe asta, baby. N-ai tu pe fugi. Ia, uitați-o leacă. Ce e ăsta? Fardea lui Mădălin. Să-l punem în curte acolo la Mădălin. Hop. O ajuns la mine în curte, e bine? Ziua mea trebuia să decurg complet diferit. Ne-am trezit cu accident și cu poliție. Ia să vedem. Bă, dau tăcară! Uai de capul meu, cum e? Mamă, vere, mă doare, zici că stai așa cu piciorul în spate, știi cum stai tu? O să vă dau numărul de
dosar, o să vă contactez un inspector în termen de 48 ore în care să contacte cu dumneavoastră când se vină să vă dă mașina, bine? Da. Vă dau numărul de dosar și documentele ce o să aveți nevoie. Ok. Și o să vă contacteze inspectorul, bine? Bine, sigur că da. 48 de ore și care se contacte cu dumneavoastră dacă aș vrea contactă. Bine, mulțumesc mult, da. Cu drag, o zi frumoasă, vă doresc. Numai bine, la revedere. Așa, care-i treaba? Dați-o leacă să fac niște lumină, să vadă mai frumos. Așa că sunt mai calm și o trecut stresul de ori, o să încerc să vă povestesc, vă și desenez cum s-a întâmplat tot. Să vă explic de ce roata aia care nu o păți nimica e mai scumpă decât tot ce s-a întâmplat lângă roata aia. Cum am zis și mai devreme, eu dormeam, da? Eu mă trezesc în fiecare zi la 7, numai că în weekend nu am putut să dorm deloc. Drept dovadă, n-am dormit 24 de ori, unde am stat și am editat vlogul care trebuia să apară azi, în locul la vlogul ăsta. Culmea. În timp ce eu dormeam, frumoasa mea iubită Andrada s-a trezit, urma să ducă la facultate. Și de ce mi-a zis ea, o zis că o înfrumutat din obiceiul meu de atunci când mă trezesc să stau așa să mă uit pe geam să admir curtea și mașina. Zic, în timp ce s-a la mașina mea, l-am dat o vede strâm, știi? Și-a zis când se uite mai bine, mașina era strâm și lângă mașina mea, maldărul ăla de mașina lui Mădălin și mașina lui Turcu ăla. A venit în dormitor și-a zis Luciu mașina, când Luciu a auzit cuvântul mașina. Băi, eu când am auzit mașina, nu știam dacă e mașina de gunoi, de-o văzut ea o mașină pe TikTok acum 2-3 zile, nu conta ce mașină. Eu am auzit mașina, am sărit direct, știi? La dormitor am ușă de asta la geam, am sărit direct prin ușă la geam, direct eu eram în chiloți, în maiou, eram desculț, m-am dus direct acolo, vezi, nu știam ce se întâmplă. Bă, nu-mi dădeam seama ce s-a întâmplat, e că eram trezit brusc. Primul meu gând când am văzut accidentul ăla de acolo și mi-am văzut mașina strâmbă, știi? Creierul meu a putut în momentul ăla au zis, bă, să vezi că eu am parcat-o aseară strâmbă, intenționate. Și uite că nu a atins-o, știi? Așa m-am gândit eu, că-s prost tare. N-am parcat-o așa, că am dat și-o de cameră la mașină și mă uit și eu pe cameră să o parchez drept. Nu, o strâmbat-o ăla. Și acum o să încerc să vă desenez cum s-a întâmplat. Știți că din nou nu mai locuiesc în Bacău și m-am mutat în București, aproape de București, mai exact în cartierul Cosmopolis. Și acest cartier se consideră a fi un cartier privat, înțelegeți? Adică nu se aplică multe chestii dacă e privat. Asta e strada, da, pe care se merge cu 30 la oră. Șoferul a venit cu un Golf 5, care se presupunea că trebuie să fie pe partea dreaptă, dacă nu se conduce pe partea stângă, că nu suntem în Anglia. O fi accelerat pentru că nu este urmă de frână acolo și o intra direct în mașina lui Mădălin, în Fordul lui Mustang. Fordul lui Mustang este parcat la două locuri distanță față de mașina mea, de Volvo, da? Cu forța care a intrat la Mădălin, eu întors mașina 90 de grade, eu întors mașina complet din vertical, eu pus-o orizontal. Și din impactul cu Mădălin, o ricoșat în mașina mea, pe care mi-o împins-o așa un metru, știi cum ar fi, mi-o intrat direct în roată. Mașina este o mașină bună, este Volvan, are 2 tone și ceva mașina asta, este un tank. Dacă de puternic a venit, mașina arată bine. Știu, arată foarte bine. Este un tank și sunt mândru, oarecum. Ca să vedeți, oleagă, ce tâmpite sunt legile din România. N-am văzut așa ceva în viața mea. Aici, în spatele nostru, nu știu dacă vedeți, nu știu dacă se vede pe geam, se construiește un fel de mall, unde sunt diversi muncitori. Ăștia s-au întâmplat să fie turci. Eu când am ieșit afară, am încercat să vorbesc cu unul care încerca, tot vorbea în română, vedeam că nu mă bagă nimeni în seamă, vezi. Și mi-am dat seama, am zis, da, să vorbesc în engleză, poate știe unul. S-a întâmplat unul de acolo, din Turcia, să știe engleză. L-am întrebat pe ăsta din înțelegea engleză să-i traduc lui ăsta în turc. L-am întrebat, who did this? Was he drunk? Was he tired? Was he drugged? Chestii de astea. Și eu zis că nu, că n-avea nimic. Nu știi ce s-a întâmplat, nu știi cum a ajuns în mașina aia să devieze, să facă carambole. Și prost că a distrus 3 mașini. Ca daunea lui Mădălin s-ar putea să fie daună totală, încă nu știm, că încă nu a luat-o de aici, încă este aici. Iar a mea, deși s-a ținut foarte bine, problema s-a întâmplat pe dedesubt. Și a doua problemă este că nenea ăsta, care este turc, avea asigurare la Euroins. Nu știu, nici eu nu știam până acum. Este o firmă de asta de asigurări care este în prag de faliment. Adică dacă am vrea să ne reparăm noi mașina, dar pe asigurarea lui, ar trebui să punem noi toți banii, da. Și nu se știe dacă o să-i primim înapoi. Și dacă o să-i primim înapoi, nu o să-i primim pe toți, o să primim doar jumate. Acum eu am casco pe mașină și am sunat ăștia de la Volvo, de la unde am eu asigurarea și ce mai am. Avem janta cu care să mai poate merge, dar trebuie schimbat. Avem cauciucul. Avem aripa față care a fost un pic zgriată, dar trebuie schimbată, că doar nu o să merg cu aia zgriată. Și după începe pe dedesubt, la cât de puternic a fost impactul, s-ar putea să fi sedus brațul. Și acum sperăm să nu fie atins caseta de direcții și ce mai e pe acolo, bielete și ce mai e pe acolo. Eu nu știu așa multe detalii tehnice, dar dacă ies să fie toate astea damage, se întâmplă să coste mai mult decât mașinile astea două la un loc, da? Putem să o numim daună totală? Putem să o numim. Și știu cum am lungit, dar ca să vă explic de ce este daună totală și este super aiurea. Fraților, gândiți-vă că nenea ăsta nu plătește nimic. Nenea ăsta nu a plătit nicio amendă, lui nenea ăsta nu i s-a luat permisul, nenea ăsta nu a plătit nimic. Omul meu a stricat vreo 15-20 de mii de euro așa ca popa și nu a pățit nimic. Deci că a venit poliția și a zis, da, dar e cartier privat, noi nu putem să-i facem nimica. Ca idee, faci carambol cu trei mașini, nu pățești nimica. Acum ați vă explic
partea tare. Vreo jumătate de an. Eu nu cred că o să mă mai bucur de mașina asta. Mă supără foarte tare că știți că eu am făcut rată la mașina asta. Nu fi fost prost să dau toți banii deodată. Nu, am făcut o rată. Și o să plătesc rata asta vreo jumătate de an fără să îmi văd mașina. Mi se pare aiurea e. Deci mi se pare foarte rău. Dau niște bani pe luni pe care chiar aș fi putut să-i păstrez. Sau nu să-i păstrez, dar măcar să mă bucur de mașina e, cât de am luat-o. Nu, jumătate de an plătesc rata și nici măcar nu-mi văd mașina. Și ăla nu plătește nimica. Ziceți voi, nu e aiurea? M-a întrebat toată lumea, cum de nu ai bătut? Cum de nu ai scăpat una? Cum de, bă, ce s-i scaveri? Că, și culmea, dacă-i scăpam, tot eu plăteam amendă. Chit că era privat, poate să lovească în cartier privat mașina, dar nu poți să-ți dai bătaie în cartier privat. O să vă zic pe Instagram pe story exact cât costă toate daunele. Să mergeți să mă urmăriți pe Instagram. Am mai postat acolo și despre accident și vă țin la curent. Așa că mergeți să mă urmăriți pe Insta ca să o să vă zic pe story la un moment dat cam cât costă toată reparația Volvo-ului și cât o să dureze. Acum ca o concluzie, nu sunt supărat, nu sunt nici măcar nervos. Sunt un pic, bă, dezgustat de chestia asta, că mi se pare aiurea legea asta sau, mă rog, legile astea pe care nu le înțeleg. Mă bucur că omul sau oamenii aia care erau acolo sunt sănătoși, n-o pățin nimic. Ați văzut că era și o urmă de cap în geam, adică o da cu capul în parbriz. Doamne ferește, purtați centuri. Sunt mulți prieteni de-ai mei care nu merg cu centură. Dacă se uită prietenii mei la asta, puneți-vă centură, sunteți terminați. Și sunt sigur că prietenii mei care nu poartă centură o să uite la asta. Purtați centura ei, că ăștia fac mișto de mine, că eu îmi pun centură în spate. Atenție, veri, eu îmi pun centură în spate. Dacă, doamne ferește, rata mașina lui Mădălin și intra în a mea, ăla murea pe loc. Doamne ferește, și o zic că se poate de serios. Tot ce eu a găsat lui Mădălin este plastic, la mine este fier. Dacă mie mi-o împins mașina un metru și mi-o mișcat doar roata și ăla o s-o dus în spate după ce a intrat în rata mea. Gândiți-vă ce s-a întâmplat dacă intra direct în mașina mea, acolo unde e toată fierătaia puternică, direct în aripă acolo, colț față. Gândiți-vă ce s-a întâmplat. Doamne ferește, bine că sănătoși și că s-a întâmplat așa cum s-a întâmplat. Este bine și vă mai zic o dată, și copii dacă sunteți, și cine sunteți voi și mă urmăriți, purtați centură. Și 7 ani dacă ai și 10 și stai în spate și te duci mai ta undeva, puneți centura. Că nu te costă nimic, averi, să ai centura pus. Puteți lăsați un comentariu cu părerea voastră sau cu cât credeți că o să coste reparația mașinii. Eu citesc toate comentariile și dau inimă. Ca de fiecare dată ne vedem în fiecare miercuri și sâmbătă. Încercăm să postăm puternic, să revenim la program. Știu că nu-i miercuri, marți azi, dar s-a întâmplat asta. E urgență. Și să vă mai zic că beți apă multă, faceți pormul și râdeți cât mai mult, bă. Eu v-am pupat.